Deși sunt mai cunoscută în calitatea mea de chirurg plastician, pentru că aceasta este profesia mea, totuși am și o carieră, să spun, mică, dar totuși pentru mine foarte importantă, de inventator. Am inventat și instrumente chirurgicale, dar am inventat ceva mult mai interesant și mai creativ, de data asta adresată publicului larg, și anume chiar părții cea mai importantă a publicului, și anume a copiilor. Atât a copiilor biologic copii, cât și a copiilor din noi. Am încercat să fac mai accesibilă profesia mea, aceea de chirurg plastician, deci de medic care modelează forma corpului și are oarecum un impact și asupra universului psihologic al pacienților. Am încercat să vin mai aproape de oameni, mai aproape de copii, și să fac să creadă că și ei ar putea deveni mici chirurgi plasticieni, sau poate să le deschidă apetitul pentru o profesie care este foarte interesantă, aceea de medic, și în plus de specialist în chirurgie plastică și chirurgie estetică. Am inventat această păpușă care se numește Dana Joy. De ce Dana Joy? Pentru că poate să fie Dan a Joy, adică Dan o bucurie, sau Dana bucurie, pentru că poate fi transformată și în tânăr bărbat și în tânără femeie. Foarte importantă este fața, deci expresia facială, pentru că avem și un set de trăsături ale feței care pot fi schimbate de copii sau de cei care se joacă cu copiii, astfel încât schimbăm nu numai forma ochilor, a gurii, a sprâncenelor, a nasului, ci și ele ca atare, dar în același timp putem exprima și trăiri, schimbând trăsăturile. Dintr-o dată, adulții pot să afle ceea ce pe copiii preocupă, sentimentele lor. Uneori la copii este foarte greu să descoperi ce anume îi frământă. Și nu numai la copii, să spun, cu o evoluție normală, dar la copii care nu se pot exprima, la copii care au oarecare afecțiuni psihologice sau au fost traumatizați psihologic, au avut șocuri. Ei nu se pot exprima, prin urmare, terapeuții nu pot să acționeze în a anula, a contracara acele sentimente care pe ei paralizează. Această invenție a căpătat medalii, printre care cele mai importante sunt medalii de aur la saloanele de inventică de la Bruxelles și de la Geneva, la capitolul dispozitive medicale, pentru că, deși este o păpușă, are mai mult repercursiuni, dacă doriți, pe plan psihologic. Dar asta nu înseamnă că este destinată numai pacienților, numai celor care au boli sau au fost afectați într-un oarecare fel pe plan sufletesc sau psihologic, ci este bună și pentru dezvoltarea normală a oricărui copil. Și în plus și chiar a familiei, pentru că este un mijloc foarte interactiv și amuzant ca familia să-și petreacă timpul împreună.